și Minaur Baia Mare, o partidă pe care vă invităm să o urmăriți alături de noi, între două din echipele care, hai să spunem, au promis mult din punct de vedere al loturilor pe care le-au avut și al declarațiilor și așteptărilor suporterilor, dar care încă... Atac al Burlacencelor, Glipco, pasă diagonală, prinde mingea în ultimul moment Lupei. Și verticalizare la pivot, scrie tunisianca Elghaoui. O partidă care promite mult weekend. Să spunem că Vâlcea trebuia să joace cu Viborgul, dar Viborgul are multe cazuri de COVID și partida a fost amânată. Laslo trage din precontact, a jucat pragmatic această fază. Lavco revine în zonă centrală. Laslo, Severin se înalță, aruncă, blocaj impecabil, recuperare și plecare pe contraatac. Este liberă Lupei, spre a se îndreaptă această minge, dar au fluierat arbitru. Apărătoare Laslo, dar Fujita nu reușește să intre în combinație. Lavco. Severin, venită de la Serbia la ultimul campionat mondial, nu evoluează la potențial maxim. Astăzi are probleme cu spatele, nu s-a antrenat în ultimele două zile. Prima eliminare a acestei partide văzută de capitanul băimărencelor, Iaroslava Burlacenco, al Minaurului. Lavco! La fel de periculoasă, tunarul sârb excepțional a tras. Nu se acordă acest gol. Se pare că erau câteva jucătoare de la Vâlcea în jumătatea adversă. Au încercat să tragă direct pe poartă. Golkeeperul băimărean nu se afla între buturi. Apărătoare centrale, se duce acum în zona intermediarului dreapta. A plecat și Lupe, al doilea om pe semicerc. Lișevici pasă la pivot. Elca Wills, excepțională paradă a Cristine Enache, se dă însă aruncare de la 7 metri și un cartonaș galben pe care îl vede Andreea Țârle. Amra Panzici, slovena, intră în poarta Minaurul. Glipco. Elghaoui încearcă să vină în paravan, a oprit dribbling-ul, să prea repede ucranianca. Lișevici frumos trecoară mingea către pivotul tunisian, care probabil și care știe cetățenie maghiară. Repun repede băimărencele. Mai au 6-7 secunde de om în plus. Au avut un avans chiar și de 3 goluri, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dispoziție. Severin încearcă să trimită în extremă, scapă Andreea Popa, recuperează Vâlcea și pleacă pe contraatac. Elefcenco cu brațul ridicat, nu vede Elghaoui și aici se dă eliminare. Nu? Iată contraatacul. E drept că Elghaoui ar fi avut o soluție mai bună, să îi paseze lui Elefcenco. Bună să elibereze mingea, a fost un contraatac bine susținut. Elghaoui. Închis Elghaoui cu spatele la poartă, picior. Intenționat arată cei doi arbitri și Ciocca va sta 2 minute pe bancă. Da, s-a dus cu piciorul intern. A trimis din nou artileria grea pe teren. Bendal pasă cu podeaua și acolo tunisianca se demarcă excelent, piruetă remarcabilă și din nou perforează poarta Minaurului. Au dus chema până la capăt handbalistele lui Bendal. Trei schimbări între atac și apărare face antrenorul. E genul de partidă pe care cred că nimeni nu merită să o piardă. Dar diferența va fi făcută. Lișevici pasă la pivot. Elghaoui! Fabulos asistul dat de Kik Lișevici. Bun timing-ul celor două jucătoare. Ce feeling a avut Lișevici încă o dată. Încă... Laslo luată om la om de Kik Lișevici. Pasă la pivot, Burlacenco se întoarce. Forțează aruncarea. Cronometrul merge. Abia acum este oprit. Nu mai reușise să învingă pe Minaur. Nu uitați, mâine ora